Bună seara, doamnelor și domnilor. Suntem de câteva secunde în direct pe pagina Curaj TV de pe Facebook, proiect al Asociației Hyde Park. Azi e adunare aniversară, se împlinesc 20 de ani de când am fondat Asociația Hyde Park. Eu, prezentator la o emisiune radio nocturnă și ascultătorii și ascultătoarele mele, care ne-am simțit amenințați că emisiunea se va închide și atunci am vrut să ne organizăm cumva. De 20 de ani suntem pe baricade, 5 ani am fost ca ONG formal, peste aproape o lună sau un pic mai mult de o lună, pe 13 iunie 2003, am fost înregistrați la Ministerul Justiției cu numărul 2661. Asta țin minte pentru că era scris numărul și pe ștampila Asociației Hyde Park, aveam și cont în bancă. Am obținut și primul grant de la Ambasada Norvegiei de la București, după aceea am mai avut un grant de la Ambasada Americană, după aceea ne-am certat și am renunțat la granturi și am decis să fim un ONG sărac, dar liber, să promovăm libertatea de exprimare. Primul nostru proiect era întâlnirile duminicale în parc, la microfonul liber. După care am început să facem ziarul Hyde Park, sau îl numeam și curaj.net, și după aceea am avut proiectul festivalului de film Amatorul, chiar așa și se numea. 5 ediții am făcut, începând cu 2010, când am primit primii bani de la CEDO, sau na, bani de la guvern, dar plătiți prin decizii CEDO. Câteva dosare la CEDO a câștigat Hyde Park împotriva Moldovei. Azi vorbim cu membri, deocamdată membri, nu avem și membre, sau ex-membre sau simpatizante din Hyde Park. Am luptat, am militat de când mă țin eu minte în asociația asta pentru egalitate de gen și alte drepturi ale omului. Specializarea noastră era libertatea de exprimare, mai ales luptăm cu cenzură, pentru că nu e așa, proiectul nostru a apărut din cauza cenzurii, din cauza faptului că emisiunea mea, a noastră, a fost cenzurată, dar ne-am implicat și în apărarea altor drepturi fundamentale ale omului. Alături de mine îl am pe Ghenadi Brega, și el fost președinte Hyde Park, după ce am decis eu să transmit ștafeta, să zic: oameni buni, hai, implicați-vă și voi în viața civică. Brega nu mai vrea să dețină funcții în Hyde Park. La una dintre adunările generale, oamenii au zis: dar noi îl propunem pe Brega la funcția de președinte Hyde Park. Și au zis: dar eu nu vreau să candidez, eu mă retrag. Ei au zis: dar nu la tine ne referim. Și așa Ghenadi a fost ales următorul președinte Hyde Park, numai că așa s-a întâmplat că la guvernare erau comuniștii și n-au vrut, Ministerul Justiției de atunci, n-au vrut să recunoască decizia adunării generale a Asociației Hyde Park, și Ghenadie nu a fost recunoscut, nici președinții următori, dar în 5 ani noi am decis să dizolvăm asociația, să o lichidăm formal și oficial, și am rămas de atunci, de 15 ani, suntem grup civic neformal. De asemenea, alături de noi e Cristian Marin, un activist civic de la Ploiești, unul dintre ultimii care au aderat la Asociația Hyde Park. Lista e deschisă, oricând poate să adere lumea. Acum suntem 24 de membri. Cândva am fost 88 de fondatori, numărul membrilor a ajuns peste 100, după care am scăzut până pe la 12, cel mai puțin cred că am fost vreo 12. Acum suntem 24. Alături de noi e și David Pettigrew, membru onorific din Canada, care mult timp s-a aflat la Chișinău, face film despre activism civic, despre Hyde Park, despre frații Brega. Acum se pare că e în Turcia. Eu sunt la București, Cristian Marin am zis că la Ploiești, Ghenadi e în Islanda de foarte mulți ani, era cât pe ce să-l introduc acum în cameră cu noi, și pe Valeriu Gușan, un alt membru onorific Hyde Park și activist civic de la Chișinău, singurul care a rămas la Chișinău sau pe lângă Chișinău în suburbii, dar se pare că are probleme tehnice și acuși o să revină. Cine e dintre ai noștri și vor să participe la discuția asta, poate să-mi ceară mie link cu mesaj privat pe chat și o să poată să intre în această emisiune. Problema e că, serviciul fiind gratuit, nu poate să participe multă lume, deci și ar mai fi încă două locuri. Dacă intră Valeriu Gușan, ar mai fi doar încă un loc. Iată, s-a blocat și Cristian
și au rămas 3 locuri libere. Oricum, cam asta e starea de spirit. Suntem acum în mediul virtual mai mult. Am rămas mai mult cu proiectele Curaj TV pe Facebook, blogul Curaj TV, canalele noastre de pe YouTube, microfonul liber grup pe Facebook. Ce mai avem noi? Proteste virtuale. Nu știu când am făcut ultima dată un protest în stradă, când altă dată în Moldova mai ales eram cunoscuți ca ONG protestatar, așa ne mediatiza presa, așa ne știau alte ONG-uri, participam și la Consiliul Național al ONG-urilor, reprezentam o vreme domeniul drepturile omului, am fost membri și în Coaliția Nediscriminare. Genadie, David, ce amintiri aveți despre Hyde Park? David, cred că e pe lângă Hyde Park cel puțin ultimii 5 ani. Genadie e chiar de la început, nu e membru fondator, dar a apărut în următoarele câteva luni de la fondarea Hyde Park. Cred că chiar atunci când a văzut că suntem persecutați, a renunțat la proiectele lui de la București și a venit alături de noi, alături de mine la Chișinău. Genadie, tu ce amintiri ai, ce poți să zici la 20 de ani distanță de la fondare? Mi-a plăcut ideea că am putea să-mi confirm dacă se aude. Se aude și se vede. Mi-a plăcut ideea colegilor care ziceau la început că ar trebui să începem discuția publică, să ne cântăm la mulți ani, dar să trecem la chestii importante. Hyde Park-ul în ăștia 20 de ani s-a maturizat fără să vrem noi, pentru că anii trec și pentru că proiectele pe care le-am făcut noi, pe unii i-au impresionat atunci când le făceam. Foarte multă lume a și uitat că a existat Curaj TV sau Hyde Park-ul, dar eu mă gândeam că sunt chestii care acum apar nesemnificative. Totuși, cât de important era că în Moldova puteai să faci o filmare pe un flip. Câți dintre voi își mai amintesc ce înseamnă un flip? Acum, Da, o orice cameră telefon. compactă cu care ai devenit celebru pe data de 10 mai, în ajunul aniversării Hyde Park, și în anul acela, cât era, 2007 sau 2008, de ziua Hyde Parkului, tu, președinte Hyde Park, erai la închisoare. Erai închis Era în pentru că ai ieșit 2008. mă aperi pe mine. Da, în 2008, pentru că eu intrasem pe 8 mai, iar tu ai intrat la răcoare pe 10 mai. Și de asta mă gândeam că probabil am putea să vorbim despre lucruri care au marcat Hyde Park-ul. Au fost momente de cotitură pe care noi, Hyde Parkiștii, le-am valorificat sau, din contră, poate chiar le-am omis. Am ratat anumite evenimente, neparticipând sau, din contră, implicându-ne în chestii care nu ne priveau pe noi direct. Și eu mă gândesc că unul din momentele de cotitură pentru lansarea Hyde Park-ului a fost anume emisiunea radio pe care ai făcut-o. Și nu știu, destul de greu te-ai hotărât să-i dai numele și mi-ai zis că până acum poartă amprenta, cum să zic, englezismul ăsta care n-a prins la basarabeni, pentru că basarabenii noștri, fiind mulți dintre ei, din cei care aveau curaj să vorbească, fiind din mediul rural, fiind din, nu știu, de miri pe unde și care nu știu engleza sau nu înțeleg atât de bine engleza, îi ziceau cum le venea lor după ureche. De asta un Cu de englezism parc, nu... hai de în parc, în tot felul, da. Nu prea a prins englezismul ăsta. În același timp, emisiunea a marcat următorii 10-15 ani de activism. Hyde Park-ul fără emisiunea asta era aproape nimic. Deci eu cred că asta a fost un moment de cotitură, emisiunea de la radio. Zi tu, amintește A punctul tău. influențat, cred că, și mediul jurnalistic. Au început să facă mai multe emisiuni interactive. Cred că au ajuns și la televizor, chiar mie mi-au încredințat la o televiziune privată după aceea emisiunea tot interactivă, inamicul public. Deci s-a schimbat câte ceva. În 2002 mi-amintesc că cel mai probabil pentru emisiunea asta am luat și un premiu ca cel mai bun jurnalist radio al anului. Adevărul e că peste jumătate de an cam tot aceiași care m-au susținut și m-au încurajat și mi-au dat acel premiu de jurnalist, mă acuzau că n-aș fi bun jurnalist. Posibil, nici nu sunt de profesie jurnalist, am picat de 2 ori admiterea la jurnalism în 90 și 91. Sunt cineast și nici nu știu, eventual activist civic, artist, dar jurnalist, ca jurnalist trebuie să fii
mai neutru, eu eram cam partizan. Îmi dau seama și am vorbit odată la Clubul Științific Evoluție, am vorbit despre greșelile pe care cred că le-am făcut ca moderator, nu vorbim acum despre calitatea mea de președinte Hyde Park în primii 3 ani, se pare că eu după 3 ani am renunțat. Dar cred că ar trebui să ne lăudăm cu faptul că între timp am devenit cei mai activi experimentatori și acum grupul civic Hyde Park, puțin dintre ei fiind ascultători ai acelei emisiuni, e un grup auto-organizat, neformal, activ și organizat interior pe orizontală, nu pe verticală, cum eram și noi la început, cu președinte, cu, ții minte, primul consiliu de 11 membri. De ce au fost 11 membri? Pentru că marea adunare de 88 de oameni deja era plictisită și n-am mai vrut să aleagă din cei 11 candidați. Și a zis că îi numim pe toți. Și atunci mi-a făcut un consiliu de 11 oameni care niciodată nu s-a întrunit pentru că n-a avut quorum. Și a trebuit în toamnă să mai fac o adunare generală, să fac un alt consiliu, un consiliu mai suplu de 5 oameni, pentru că cei 11 erau la întâmplare și nu i-am putut întruni niciodată. Acum însă nu avem conducerea asta, organizarea pe verticală, și ne organizăm pe orizontală. Orice decizie se face în grup de Facebook cu vot universal, toată lumea participă la vot și iată, la ultima votare au participat vreo 22 de oameni din 24, ceea ce mi se pare de a avea la alegeri astfel de participare, la alegerile politice, naționale. Și deci mi se pare un model de democrație. Îmi pare rău că grupul celălalt nostru e închis, e secret. Adevărul că nu suntem doar cei 24 de membri, sunt iată și membri onorifici ca David sau ca Valeriu, care a intrat mai devreme. În acel grup sunt și ex-membri, simpatizanți de ai noștri. Dar dacă ar fi public, poate s-ar inspira de la noi și ar învăța să se organizeze astfel și alte ONG-uri, poate și partide. Bine, partidele sunt obligate de lege să aibă o anumită ierarhie, o anumită structură. Pe când ONG-urile, mai ales grupurile neformale, ar putea să funcționeze așa ca noi, pe orizontală. Hai să-l auzim și pe David, poate zice ceva, așa, în engleza lui, că el stă de 5 ani în Moldova, înțelege românește, dar de vorbit nu prea poate. Dar lasă-ne zic în engleză. What do you think, or what can you say about Hyde Park? Well, you have been asking us about Hyde Park, about activism during at least five, seven years, but you didn't talk about that. So now you are in front of the camera. You can say something about yes, and civil activism, about Hyde Park, about Moldova. Yes, eventually I will finish this film, and you will hear through pictures and audio of yourselves and other members of Hyde Park of what I think and what I saw. But I was inspired from the very start, and I think Hyde Park has made a fundamental difference in Moldova. I don't think that Maia Sandu would now be president without Hyde Park. Hyde Park understood the will of the Moldovan people and gave them a voice and won battles in the European Court of Human Rights and on the streets of Moldova. They showed the police and the authorities that the Moldovan people could not be cowered, they could not be victimized in this unfair way. And little by little, just in the last 5 years, but really it was 20 years, because you didn't stop, and I've never seen people arrested so many times. You changed the face of Moldova by understanding the will of Moldovan people, that they wanted the freedom to protest, and Hyde Park was instrumental in making sure that was enshrined in law and in policy by the Moldovan police and the Moldovan government. So now it's legal precedent in all of Europe. So I was impressed from the very start, and I'm still impressed. After 20 years, you're still here. So those are just some of my immediate thoughts. Mulțumim, David. O să sintetizez puțin până Cristian își verifică microfonul și poate o să vorbească și el.
David zice că Moldova n-ar fi arătat cum arată astăzi, poate dacă nu ar fi existat Hyde Park care să încurajeze oamenii să-și ia soarta în mâini, să ia atitudine, să iasă în stradă, chiar dacă riscau să fie arestați sau amendați, așa cum făceam noi, membrii, liderii Hyde Park în cei 20 de ani de până acum, bine, mai degrabă în primii 5-10 ani, că după aceea ne-am schimbat și noi. Eu am început carieră politică, după aceea am plecat din țară și eu și Ghenadie, dar iată, suntem un grup civic internațional acum și David zice că a fost impresionat de comportamentul nostru și de faptul că am simțit nevoia moldovenilor de a se exprima și că el se va exprima, acum prima dată a vorbit în spațiu public, dar el se va exprima prin filmul pe care îl face despre noi și despre activismul nostru. Cristiane, ai avut probleme tehnice, v-au tăiat curentul la Ploiești, dar acum sper că poți să vorbești și să ne zici impresii. De cât timp ești în Hyde Park, ce impresii ai despre noi? Așa, în primul rând, bine v-am găsit, sper că se aude. Da, se aude, aude și se vede. Așa, bine v-am găsit, mă simt onorat că sunt membru al acestui grup, al acestei asociații civice. Mi-am dorit foarte mult să fiu alături de voi, mai ales că tu, Oleg, ești cel mai vinovat, ca să zic între ghilimele, de toată treaba asta. M-am îndrăgostit de videoclipurile tale de pe YouTube. De fapt, eram fanul emisiunii tale Inamicul Public de la Jurnal TV și când emisiunea nu a mai putut fi recepționată aici în România, ți-au scos-o din grilă, atunci am început să alerg pe YouTube, să înroșesc internetul, să te regăsesc, pentru că pur și simplu îmi plăcea ceea ce făceai. Recunosc, la început acele videoclipuri mi s-au părut a fi un fel de cameră ascunsă, am crezut, zic, măi, omul ăsta glumește, are prieteni pe care îi pune să apară în filmulețele astea, adică mi se părea ireal să fii bruscat pe stradă, mai ales că tu erai cunoscut de la TV, zic, cum pot să-l bruscheze și să-l înjure oamenii pe omul ăsta, doar nu-l văd în fiecare seară la televiziune, nu-l văd acolo, e totuși o vedetă TV. Și pe urmă a început să-mi placă ceea ce faci tu și am hotărât că pot avea și eu destul curaj să încep să fac și eu. Deci tu ești cel care mi-a pus telefonul în mână și acum o zic de față cu toată planeta că tu ești profesorul meu de educație civică. O zic cu martori, 8 miliarde de oameni care ascultă această emisiune, toată planeta. Dai seama că din aceste 8 miliarde foarte puțini înțeleg româna, tot nu foarte mulți înțeleg engleza, dacă am vorbit acum chineza sau ceva limbi induse, cred că ne-ar înțelege mai mulți. Dar să fim mai puțin laudativ, vă rog, că chiar mă reproșa, dacă nu știu, poate ați citit, ați auzit, îmi reproșa Constantin Tănase, editorialist, fost deputat, răposat între timp, a fost o vreme și membru onorific Hyde Park. Când era emisiunea populară, încă nu luasem premiul acela, el a fost primul care a pomenit-o în mass media și a scris ceva, ia uitați-vă cum ascultă omul ăsta, câtă răbdare are și tot așa. După care tot el m-a criticat că mi-am luat-o în cap, că mă cred popular, că aștept și accept laude și tot așa. Acum, iată, am publicat pe ecran, Ion Bârcă îmi reproșează că de ce nu vorbim despre o anumită temă. Deseori mi se reproșa și când eram cu ziarele Hyde Park, când eram cu emisiunile la radio, la televizor, de ce nu vorbești despre tema asta? Eu n-am avut teme interzise, teme tabu, dar mă preocupau și mi se păreau cele mai importante temele abordate de oameni de rând care nu au altă tribună să se exprime. Oamenii care la firul ierbii simt problemele reale și adevărate. Nu prea mă interesau probleme de politicieni, de businessmani, că ăștia au acces la mass media, au acces pe rețele sociale, iată, în ultimii ani. Pe când oamenii de rând mă preocupau cel mai mult. Și de aceea relatam despre problemele lor, chiar dacă riscam uneori să ne miresc în niște intrici, răfuieli
și niște reglări de conturi mărunte și eventual să o fac și pe Partizanul, să țin parte unuia, dar oricând eram deschis pentru drept la replică, pentru participare la o discuție, la o dezbatere publică. Deci da, sunt, am fost, ca să zic așa, un prezentator, un moderator imperfect, chiar dacă premiat, dar îmi recunosc de pe acum și le înțeleg, măcar acum, măcar post-factum, înțeleg greșelile. Ca lider, ca organizator Hyde Park, cred că tot am făcut destule greșeli, probleme, am putea să discutăm și despre asta, dar zic să nu complicăm foarte mult lucrurile, haideți mai bine să ne gândim la perspective. Ce soartă poate să aibă un astfel de inițiativă, un astfel de proiect? Dacă vă amintiți, cei care sunteți în grupul Hyde Park și care înțelegeți româna sau folosiți foarte bine și aveți noroc de o traducere bună, propuneam în grupul cela intern să constatăm decesul Hyde Parkului la aniversarea 20-a și să punem batista pe țambal, cum se zice, nu? Dar am văzut după aceea, am văzut diverse manifestări de viață, de implicare, de activism și am renunțat. Ce viitor vedeți voi proiectul ăsta? În următorii 5, 15, 20 de ani, ce credeți că putem să facem? Probabil până o să dispară de la sine, nu o să trebuiască să constate nimeni să emită act de deces al grupului, al proiectului Hyde Park. Ce credeți că am putea să facem pe viitor? Care e viitorul? Ce ar trebui să ne preocupe? Că am început lupta cu cenzura, după aceea mi-amintesc că prima declarație a Hyde Park era împotriva federalizării Republicii Moldova. Ne-a propus răposatul Ion Ciocanu, așa declarație, el era unul dintre membrii fondatori și acum, chiar după moarte, e membru onorific Hyde Park, a propus o declarație contra federalizării. Că atunci era de actualitate. Era o chestie politică pe care nici măcar partidele de opoziție nu o abordau. Iar la guvernare, vă amintesc, atunci erau comuniștii cu 71 de mandate din 101, deci aveau o majoritate covârșitoare cum are partidul lui Putin acum. Deci eram preocupați de cenzură, de federalizare, de unire. La emisiunea Hyde Park eram obsedați de unire, am făcut tot felul de manifestații unioniste, participam la chestia asta, am fost și reținuți, arestați pentru unionism. Ghenadi a stat închis pentru manifestații unioniste, cred că și eu. Ne-a preocupat diversitatea, drepturile omului în general, am participat și la marșurile diversității, marșuri feministe, am apărat persoane refugiate, solicitanți de azil. John Onoje chiar a scris cerere să intre în Hyde Park, dacă îl țineți minte pe africanul, de unde venea el, din Sierra Leone, care mulți ani a trăit la Chișinău, a obținut și după aceea a plecat acum în Belgia. Și ținem legătura. Ai vrut să zici ceva, Ghenadi, nu erai de acord cu mine? Nu, mă gândeam că noi ne adresăm unui public select care știe măcar ceva despre Hyde Park din trecutul ăsta de 20 de ani, o activitate sau un protest, un proiect, un proiect de-al nostru. Dar pentru cei care nu știu nimic despre noi, noi nu o să facem leak-based de fiecare dată, să spunem că uite, Hyde Park-ul e ăsta și duci povara asta și face lucrurile astea și drege. Noi vorbim acum, de fapt, pentru publicul select care știe cu ce se mănâncă Hyde Park. Și vroiam să revin la ideea de momente de cotitură pentru democratizarea Republicii Moldova prin mână de oameni care pot să mobilizeze pe alții, să-i scoată în stradă, să-i implice, să participe la un protest, la un proiect din ăsta care pare să nu aibă nicio perspectivă, știi? Că lumea te întreabă cel mai des, ca în discuții private, în familie, cu apropiații, când ești indignat de ceva, lumea se uită la tine și zice, da, te aud că vorbești de una, de alta, de a treia, dar cum poți rezolva? Adică ce schimbi prin faptul că tu vorbești despre asta? De ce îmi spui atâta dacă nu faci nimic altceva? Și eu m-am gândit că noi am identificat, Hyde Park a reușit să identifice instrumente prin care să tragă de mâini ca autoritatea, să le atragă atenția că o problemă trebuie cumva văzută cu alți ochi, cu o problemă trebuie cumva abordată la modul serios și eventual de intervenit așa cum vor cetățenii. Deci noi am încercat să, cum să zic, să implicăm oameni care vorbesc public despre ceea ce îi deranjează. Și emisiunea ta a fost tot
tribună prin care oamenii au început să vorbească deschis, liber. După asta au început să comenteze pe portaluri, pe, nu știu, pe paginile ziarilor importante, chiar și cele guvernamentale. Au început să apară opinii disidente. Asta mi se pare extraordinar. Iar oamenii când au început să difuzeze filmări zi de zi despre ce văd ei, eram priviți dintr-o parte ca ceva, cum să zic, de ce filmez, de ce distribui? Ții minte întrebarea de bază a polițistului. Și de ce filmez, nu? Și tot timpul interziceau filmarea. Când acum a devenit o normalitate, fiecare dintre cetățenii care are pe stradă sau chiar în comisariatul de poliție o interacțiune cu poliția, poate filma lejer, pentru că legea îi permite și pentru că îi dreptul lui de acces la informații. Iată, noi asta unii chiar fac abuz de dreptul ăsta, transmit în direct din chestii private, ședințe de judecată cu date personale, se bagă în viața privată a omului. Deci unii au mers prea departe pe chestia asta. Da, ți-amintesc și ziceai tu de flip, de prima ta filmare cu camera aceea compactă, avornic sau cine te lovea peste cameră și zicea, ce eu ți-s vedetă? Adică ei nu înțelegeau că felul cum te comporți în spațiu public nu te face neapărat vedetă decât dacă o faci în mod ilegal. Dar felul că participi în acel peisaj te obligă să accepti și faptul că poți fi fotografiat, filmat, înregistrat audio. Că mi-amintesc că aveam astfel de dispute chiar în Consiliul Național al ONG-urilor, chiar cu fostul meu coleg de clasă, cu Oleg Cernei, care era în timpul liber și politician, și care îmi reproșa, da, de ce înregistrez audio discuția noastră? Da, de ce vrei să faci public? Cum? Ședința Consiliului Național al ONG-urilor are ceva secrete? Bine, era pe timp de guvernare comunistă, dar nici nu puteam să ne comportăm ca o lojă masonică. Dar da, pentru promovarea libertății de exprimare, uneori până la extrem, să zic așa, am avut de numărat cu cuie în cap. David, what do you think about the future of such kind of initiative? How do you see the future of Hyde Park in the next 5-10 years? Or what do you wish for us? Yeah, it's hard to say. Certainly, so many things are moving more online, and that many of the battles are online, requiring a lot of technical expertise. But I think that you began to take the free microphone to the villages, and I always thought that was a brilliant move. So perhaps to continue that, to take Hyde Park and the free microphone, giving people a voice on different platforms, whether it's public in the markets or in the streets, but outside of Chișinău, outside of Bucharest, in the smaller communities, for people who don't have a voice. And I know Oleg is specializing more with Roma people to a certain extent, and perhaps Gennady has his own specialty, each member, Christian, others, they all have their specialty. But I think giving people a voice in their own community is essential, and that will always work and will help build and strengthen communities wherever we are. De acord, pot să fac o sinteză sau lăsăm să se traducă vreodată în istorie chestia asta? Gennady a ridicat mâna și vrea să zică. Ai vrut să completezi? Cred că e potrivit să faci sinteza mai degrabă. David ne-a sfătuit să continuăm proiectele noastre cu microfonul, tribuna itinerantă, să mergem prin comunități care nu au acces la exprimare, care nu sunt ascultate și, de exemplu, îmi sugera mie să continui să merg spre comunitățile rome, pentru că am acum o preocupare, fac și masterat în studii rome și lucrez pentru Fundația Roma Education Fund, să merg cu microfonul și să fac auzite voci de romi. Gennady îl încuraja să se adreseze comunităților de care el e mai apropiat spiritual. Despre Cristian n-a zis, dar el relatează foarte bine, e cel mai prezent, cel mai activ reporter de la Ploiești. Probleme de mediu, eventual și proteste au făcut acolo. E multă poluare la Ploiești și despre asta vorbește Cristian. Deci probabil David ne dorește să folosim
capacitatea asta de a folosi tehnologia ca să îi ajutăm pe alții care nu au acces la tehnologie. Cum iată, ziceam mai devreme, colega noastră Tamara Rotaru, ex-profesor, acum pensionară, dar și consilieră locală din sat de la ea, de la sudul Republicii Moldova, din Burlacul Cahul, care zice că nu știe cum să participe cu noi în discuție, dar ne urmărește și va comenta. Pe astfel de oameni să-i ajutăm să-și facă auzită vocea, patimile, lupta lor pe mica baricadă pe care o apără, pentru democrație, pentru diversitate. Și cred că da, e o bună observație, acum și Ghenade vrea să zică. Mă gândeam la ideea că oamenii care n-au avut prea mult tangență cu activismul civic al Hyde Parkiștilor ar putea să se comporte ca Brega sau ca Hyde Park sau ca cei de la Curaj. O singură zi din viața lor, să pună telefonul mobil care are cameră și mulți dintre voi aveți cameră destul de bună rezoluție, să-l puneți în buzunar cu camera la vedere, chiar dacă nu filmați nimic toată ziua, dar să spuneți cum v-ați simțit atunci când ceilalți vă văd, fie la locul de muncă, fie pe stradă, fie în diferite, în mediu diferit, ca să vezi cum reacționează alții când tu ești cu camera la vedere și toată lumea e conștientă că poți filma. Al doilea exercițiu ar fi chiar să și filmați situațiile, de exemplu, la piață sau unde se întâmplă anumite incidente pe care voi vreți să le documentați, documentați-le ca Brega, da? Pune mâna pe cameră, filmează, dă cuiva să-l difuzeze pe Curaj TV sau oriunde, pe orice alt portal liber de exprimare, ca să vezi reacții și după aia să spui dacă a meritat sau nu să te implici prin a fi martor, prin acel witness de care ziceam eu, Oleg, că a contat foarte mult în activismul Hyde Park, faptul că ai participat la un training, iar ulterior chiar am reușit să facem cursuri de instruire prin școli, ca tinerii să se simtă liberi atunci când văd o ilegalitate să o documenteze, să distribuie sau măcar să vorbească despre ceea ce văd, ceea ce li se întâmplă. Salut, Irina! Da, salutare, Irina, iată salutare. Și prima prezență feminină din Hyde Park. Ne bucurăm că e singura și din Republica Moldova, chiar dacă din, ca să zic așa, partea ocupată, dacă ești la Tighin acum, dar oricum e din partea dreaptă a Nistului. Până la urmă nu contează geografia, contează starea de spirit și dorința de libertate, de participare, de implicare. Irina tot e una dintre membrele recente aderate la Hyde Park, dar destul de activă, de implicată, e și activistă civică, feministă, artistă în primul rând. Zine și tu, ce viitor vezi, că am ajuns acum la perspectivele Hyde Park, ce crezi că poate să facă un astfel de proiect, o astfel de inițiativă în viitor, în următorii 20 de ani, ca să fim așa modești? Măcar următorii 20 de ani, da. Salutare tuturor, eu mai târziu m-am conectat, nu știu despre ce ați discutat până acum, sper că n-am omis toate subiectele. Păi ce pot să spun, la mulți ani, la mulți și la mai mare. Bravo pentru ceea ce faceți, bravo pentru activism, pentru verticalitate. Ce și pentru facem politică. Acum? Bună ziua, nu vorbim din interior, ce facem? Da, dar dacă fac o retrospectivă, acum eu, dacă fiind mai nou, nu prea și mai tânăr, să spunem așa. Da, bine, ai luat locul lui Ghenade, acum tu ești cea mai tânără în discuția asta. Nu știam chiar toată activitatea, dar de fapt eu am prieteni care sunt mai în vârstă decât mine și desuori așa, discutând ba despre una, ba despre alta, ies cumva când vorbim despre activitățile civice și despre poziții în societate, vrei nu vrei, ies numele de Oleg Brega și deodată se asociază cu activitatea ta care ai făcut-o tu la radio și despre emisiunea pe care ai avut-o și foarte lăudat persoane din anii 86, 80,
Țin minte foarte bine emisiunea ta de la radio și cred că chiar și pe atunci, acum, bun, suntem într-o perioadă mai liberă, mai democrată, unde nu ești penalizat pentru orice critică spre guvernare sau ești liber să vorbești ceea ce gândești și orice cuiva nu-i pasă, ori pur și simplu nu tragi atenție sau pur și simplu mai reacționează, guvernarea cumva încearcă să schimbe. Dar pe atunci tu știi destul de bine că cât de reticentă, cât de conservativă și comunistă era guvernarea și era ceva foarte know-how pentru piața Republicii Moldova. Guvernările cam tot timpul sunt deranjate de critici, lor tot timpul le place să fie aplaudate, deci nu cred că doar atunci, doar comuniștii erau supărați că îi criticau. Oamenii. Da, și astăzi, cum ne da lupul schimbă blana, dar năravu, ba, asta este ceva tipic pentru plaiul nostru mioritic. Din păcate avem niște orgolii care depășesc orice etică și orice dorință de a ne schimba și de a face ceva, nu știu, pentru societate și pentru popor. Dar da, deci pornind de acolo, eu deja am făcut cunoștință cu activitatea pe care o aveai și deja m-am încet implicându-mă și deja și în asociație, am început să văd cum merg lucrurile, cum merge, hai să spunem, direcția, așa să spunem, spre unde bate vântul și pentru ce batem. Și, bine, eu cred că astfel de proiecte ar trebui mai mult finanțate și mai mult susținute și evident că ar fi cumva mai bine să fie promovate la nivel chiar de guvern, pentru că oamenii care nu au o verticalitate, care nu au poziție civică, ei sunt oameni ușor de manipulat. Dar prin asta și interesant jocul, când mereu ai cu cine te contra, mereu cu cine ai cum ai contraofensa asta, da? Deci și respectiv doar așa poți auzi într-adevăr ce vor oamenii. Și televiziunea alternativă Curaj TV a dat posibilitatea și voce la mulți oameni ca să spună despre problemele pe care le întâmpină, chiar și cazul meu pe care eu l-am avut atunci în rutieră cu șoferul acela. Bine, dar eu am adus prin intermediul la Curaj TV, am adus la cunoștință că iată o astfel de chestii de discriminare există și oamenii au făcut cunoștință. Deci este un public destul de larg care au adus, care au înțeles că și astfel de probleme sunt, pentru că majoritatea atac și iubesc să, mai bine să nu se implice, să nu facă conflicte. Dar, cum spuneai și tu, eu sunt destul de activistă și am mers în instanță și am obținut cel puțin de ghilimele, sau hai să spunem așa, de voi frumoși, niște scuze din partea șoferului. Și deja este o mică victorie. Sau eventual protestul, manifestul pe care artistic l-am făcut tot prin intermediul cu Curaj și cu Hyde Park împreună la fața la primărie, când prima zi cum am pus bannerul a fost scos, le-am mai pus o dată. Și deja pot să zic că Hotelul Național a rămas în patrimoniul nostru. Mă rog, mai departe cum o să gestioneze ei și o să facă, o să valorifice acest edificiu, eu cred că ce tot foarte mult contează de organizați, vor fi toate structurile este legate de clădiri și arhitectură din Chișinău, dar pe lângă lupta grea pe care au dus-o mai mulți activiști legați de patrimoniu cultural, inclusiv și aportul meu, eu pot considera că am pus o picătură în toată disputa aceea și într-un final am câștigat procesul, hai să spunem așa. Adică este o platformă unde oamenii se pot simți liberi și eu cred că astfel de proiecte trebuie să existe. Nu doar într-un mediu intern, așa unde câțiva oameni cunosc unii dintre alții, ar trebui să fie promovat și promulgată ideea de a adera și de că nimeni nu te constrânge ca tu să plătești o cotizație, nimeni nu te constrânge ca tu să nu știu, să fii pentru un contract în caz dacă ești parte din asociație în timp de 5 ani de zile, să nu spun niciun secret de la SIS.
zis. Adică este vorba despre o aderență, o apartenență a unei comunități care are aceleași valori de a face societatea mai bună, de a pleda pentru drepturile omului, în primul rând, de a vocifera și de a scoate în evidență problemele societății care pot fi schimbate. Și asociația Hyde Park împreună și cu jurnal Media, jurnal TV, doamne, curaj TV și că suntem un jurnal al activităților civice, deci oferă posibilitatea ca noi să ne facem auziți, pentru că avem un auditoriu care ne urmărește, oameni care ne susține și datorită lor noi și facem aceste activități. Și ce pot eu spun? Eu sper că vom ajunge la acel nivel de dezvoltare a societății și a democrației în Moldova, la fel cum este în Franța, unde oamenii fac revoluții pentru orice lucru care nu le convine. Și cândva... Eu credeam că ai vrut să zici să ajungem la așa nivel de democrație în Republica Moldova în care Hyde Park să nu fie necesar în forma lui actuală. Nu, din contra, sper să ajungem ca în Franța încât să fie necesare revoluții. Eu cred că eu vorbesc despre faptul că nu că să fie necesar revoluții, să fie necesar anume oamenii ca să se trezească și ei se revolte atunci unde văd că este neregularități și este sunt nedreptăți. Dar astfel de asociații ele trebuie să existe chiar dacă în țară este liniște și pace, fie stand-by, pentru că dacă ele vor dispărea, înseamnă că totul este bine. Dar atunci când îți pare că totul este bine, de fapt în culise se fac lucruri murdare. Și guvernarea se relaxează pentru că știe că nu are opoziție, nu are cine să revolta, oamenilor tot le convine. Așa că astfel de proiecte trebuie să existe indiferent de situația politică și economică în țară, că este liniște și pace, că este bine, că ne convine tot, oricum. Ele trebuie să fie și pe viitor, adică să admitem că într-o altă realitate utopică a Republicii Moldova, nu, niciun drept a omului nu este încălcat și trăim în armonie cu toată lumea. Ce va face Asociația Hyde Park? Asociația Hyde Park doar va susține, va promova și va încuraja activitatea asta de bunăstare și de nu se va certa cu nimeni, nu va critica pe nimeni, pentru tot este minunat și noi vom lăuda și vom elogia ceea ce este frumos. Adică ajungem vreli când să merg. Eu zic, de asta să zic, într-o realitate, într-o altă realitate, într-o altă dimensiune utopică, posibil va ajunge. Așa că curând și sper că echipa noastră se va face și mai mare și la mulți ani și sperăm să creștem și fim așa în continuare. Ok, mersi. Genadia a vrut să adaugi. Cristian primul, eu am vorbit mult azi. Eu cred că ar trebui să căutăm cât mai mulți reporteri cetățeni, cum am denumit eu proiectul ăsta pe România, derivat din Hyde Park și din Curaj TV, și să le insuflăm curajul de a filma, așa cum zicea și Ghenadie, să poarte telefonul, să înțeleagă că telefonul nu este doar pentru a publica cozonăcei, pisicuțe, cățeluși pe Facebook. Hai să facem și ceva ca lumea, adică în sprijinul nostru, al cetății în care locuim, în sprijinul țării în care locuim, și să căutăm să atragem așa ca un fel de studenți, ca un fel de elevi la cursurile astea civice, explicându-le și partea juridică, adică când au voie să filmeze, unde au voie să filmeze, ca să nu pățească cum ai pățit și tu la București când te-ai dus la ședința aceea la primărie și te-au scos pe scări în jos și te-au bruscat, cum ai pățit și pe la Chișinău de atâtea ori, să predăm, ca să zicem așa, un scurt manual al activistului civic și să încurajăm să vină cât mai mult.
O să audă de grabă despre cazul acela de la Bragadiru, pentru că dosarul e pe rol, comunicat guvernului, și e foarte posibil anul ăsta să se pronunțe Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu o condamnare a României, atenție, pentru încălcarea articolului 10, care apără libertatea de exprimare. Exact. Eu cred că Cristian a menționat foarte bine chestia asta de instruire și eu cred că, în general, am putea, într-adevăr, să lansăm un proiect ca idee de instruire, hai să spunem așa, de lecții ale eticii jurnalismului și ale eticii de a fi un cetățean civic, pentru că, bine, e ok ca fiecare să aibă cameră cu dânsul și să filmeze, dar nu toți știu când se poate și când nu se poate și când au dreptul și când le este încălcat dreptul de a filma. Pentru că cineva poate să te filmeze într-un spațiu privat, într-o activitate privată, unde el chiar nu are dreptul să se bage, dar el consideră că, având camera, poate să filmeze orice. Ce? Pentru că eu sunt mare reporter. Și trebuie o etică și eu cred că ar fi bine chiar de lansat un astfel de curs de instruire când și cum avem dreptul să filmăm, să ne expunem ce legi ne apără pe noi la libera exprimare și unde noi chiar putem să intrăm, așa, chiar dacă cineva se crede bodyguard și nu ne dă voie și ne bruschează, acolo unde chiar trebuie să filmăm și trebuie să denunțăm. Eu cred că ar trebui Iată, ocazie bună să vorbim despre pericolele vremurilor. Ghenade, poate urmărește ce se întâmplă aici la București. Au fost niște manifestații periculoase ale unora dintre cei cărora noi le-am predat libertate de exprimare. Mi-amintesc că ai făcut Școala Curajului chiar printre tinerii și tinerele din grupul cel Basarabia Pământ Românesc, care după aceea s-a transformat în echipa lui Simeon, cum îl cheamă? George Simeon, că tot îmi vine în cap numele academicianului Eugen Simeon, care se pare că recent a răposat. Mai, noi nu putem controla atât de bine cine vine și urmărește proiectele Hyde Park, cine se implică alături de noi cot la cot. Din păcate, nu noi am lucrat la educarea lor. Dar eu vreau să revin la ideea pe care, uite, Irina o lansează, că ar trebui să ne ocupăm noi de instruirea lor. Eu, din contra, aș spune că noi ar trebui să lăsăm mână liberă pentru fiecare cetățean, pentru că... Dar să reacționăm la eventuale derapaje, da? Maria Olar când calcă strâmb sau Vasile Costiu, care a fost și el membru Hyde Park, să-i zicem, băi omule, ne-ai fost coleg, ai învățat de la noi să mânuiești camera, că pe Vasile eu l-am făcut și cameraman și membru Hyde Park și protestatar. Bine, el venea dintr-un partid de la Gimpu. Dar l-am întâlnit pe stradă și am zis, hai să lucrezi cameraman la Jurnal TV, hai cu noi în Hyde Park. Pe 22 aprilie 2008 era cu noi alături pe scările președinției și am verificat legea nouă despre întruniri, despre proteste. Am putea acum, avem cumva autoritatea să îi tragem de mânecă și pe George Simion și pe Vasile Costiuc și pe Maria Olar, chiar dacă ea nu are ochi să ne vadă, să ne audă. Sau de aici, din România, oameni care se revendică de la noi și zic că au învățat de la noi, Nițu Gabriel, Hari Geană, să le zicem, băi, vezi că acolo e cam sărit calul, vezi că acolo e limita libertății de exprimare. Nu te iei de aspectul omului, de burta omului, nu te iei de, să zicem, numele omului, de etnia, poate și de religia omului, pentru că sunt chestii cumva private și foarte dureroase. Astea sunt foarte sensibile, foarte dureroase, sigur că da. Dar în același timp, oamenilor ar putea să le sugerăm ideea, filmați tot ce vi se pare că ar trebui să discute lumea publică. Deci chestiile care se întâmplă și cu care nu sunteți de acord, fiind în spațiu public sau fiind, nu știu, vorba de încălcarea drepturilor omului, filmați și difuzați. Noi vom ajuta și vom promova acele video, acele reportaje, pe acele persoane care sunt consecvente și care apără drepturile omului, pentru că astfel o comunitate se poate susține. Cot la cot difuzăm toți când e vorba de încălcarea drepturilor omului. Deci asta e mesajul meu. Filmați cât mai mult, cât mai des când e vorba de drepturi, când e vorba de drepturile omului. Iar comunitatea cum va reacționa la ceea ce ați filmat și ați difuzat, asta va fi cea mai bună reacție pentru voi, să înțelegeți ce încălcare a fost, să înțelegeți cum se aplică legea, dacă puteți merge în instanța de judecată.
ai întrebat mai devreme cam care, cum îl vedem noi viitorul Hyde Park. Eu cred că sunt foarte puține șanse ca o guvernare să se comporte exemplar timp de 5 ani, 10 ani, ca să nu mai fie nevoie de Hyde Park. Cel mai probabil Hyde Park va fi nevoie și de acum încolo, nu știu, 10, 20, 50 de ani pentru Moldova și România. La nivel european, probabil sunt mai puține șanse să ne manifestăm la fel de activ ca în spațiul românesc, avem ce face. Iar dacă apare o organizație care va face ce face Hyde Park-ul, da, 100% sau aproximativ ce facem noi, dar va face mult mai bine ca noi, atunci probabil o să ne dăm demisia și o să declarăm că noi nu mai facem față cum fac ei și jos pălăria, continuați voi. Deci eu văd de două variante. Ori continuăm mai apri. Poftim? De ce să nu colaborăm? Sau poate colaborăm? Exact, facem o colaborare și facem o echipă și mai mare, cu mai dar multe am avut experiența colaborărilor până acum, experiența de a colabora cu alte organizații care a fost în multe cazuri chiar fructuoase pentru noi, pentru că am beneficiat de suportul organizațiilor de drepturile omului atunci când trebuia să ne apărăm în instanță de judecată. A fost o idee extraordinară să contăm pe una, două, trei ONG-uri care ne-au ajutat, iar ulterior acele organizații ne-au implicat în adaptarea legislației. Ca să schimbăm legislația întrunirilor, a fost consultată Asociația Hyde Park. Eram implicați, practic cazurile noastre din stradă erau monitorizate și după aia apăreau în rapoartele de țară despre starea democrației. Hyde Park-ul cumva a beneficiat de colaborări cu alte organizații și probabil, așa cum spuneți voi, ar trebui să menținem trendul ăsta, să ajutăm. Este minunat, pentru că viitorul de fapt se bazează pe colaborare. Noi chiar putem să vedem și să observăm în multe domenii deja mai multe ramuri încearcă să colaboreze, da? Deci, de exemplu, ca să dau eu, dacă fiind artistă, pot să dau, deci un brand din încălțăminte colaborează cu designer sau cu artiști, da? Deci s-ar părea aparent două lucruri diferite, dar ele colaborează între ele. Și respectiv, colaborările, într-adevăr, dacă sunt pe același segment, dacă sunt cu aceleași valori, colaborările au doar de beneficiat și atunci comunitatea crește și mai mare. Referitor la ceea ce zici tu că ar trebui să le dăm o mână liberă, eu sunt și da și nu. Pe de parte, mulți oameni nu înțeleg ce înseamnă dreptul omului și obligația omului. Și pe de altă parte, Irina, pentru asta este școală. Pentru asta sunt tascări care trebuie să educe la educație civică elementară. Nu, tu știi ce se învață la educație civică? Se învață religia și despre Dumnezeu și despre biserică. Eu spun că nu cred că se învață la educație civică religia. Este altă oră de religie. La educație civică foarte multe lucruri sunt eronate în manualele care sunt predate acum. Deci, ca să înțelegeți, eu care activez în domeniu, am tangență cu domeniul de instituțional și adică relativ încă nu de mult am ieșit de pe băncile universității, eu pot să vă zic că majoritatea manualelor care sunt predate în clasă de primare o au o tonă de informație inutilă, foarte eronată, care duce acest tânăr în eroare. Majoritatea elevilor nu cunosc elementarul, ce înseamnă drept și obligațiune. Să mai revenim, că tu vrei să instigi, adică să tragi de partea ta oameni deja maturizați. Hai să spunem așa, ce cunoaște un om, cât de bine cunoaște legislația, un om de 30-40 de ani care a pierdut acea educație civică, căruia nu i s-a predat în școală, care el vine din URSS, hai să spunem, el a prins școala din URSS și el brusc se trezește într-o societate unde aici deja se propagă cu toate alte valori mult mai democrate și iese la iveală că de fapt femeile au aceleași drepturi ca și bărbații și de fapt comunitatea LGBT nu este o noutate, dar este de când a existat Iisus Hristos în fața Pământului. Înțelegeți pe ce vorbim? Deci, ca să noi să putem, noi nu băgăm pe gât la nimeni, noi nu tragem de mânecă pe nimeni. Noi oferim informații în spațiu public, clar, iată, gen, așa este ok, așa nu este ok, așa ar fi bine, așa nu ar fi bine. Dar omul alege și noi automat astfel ne vom găsi aliații, hai să spunem așa, oamenii vor dori să adere cu noi pentru că noi astfel de valori promovăm. În opinia mea, cred că
educația, una dintre obligațiile și una dintre menirile astfel de asociații este educația societății la niște chestii aparent foarte simple, dar care, crede-mă, foarte mulți nu știu. Niște lucruri elementare despre care ar trebui să se vorbească. Și omul stă și găsește, dar ia că eu mă duc amuia în primărie, eu am telefonul la mână. Și aici domnul Pazin spune că aici nu se poate, dar eu de unde să știu dacă se poate ori nu se poate, pentru că nimeni nu ne-a spus. Amuia stai eu să intru în codul gov.md, caut o tonă de puncte din PDF, legislații care sunt scrise în limbă, care el nu înțelege, pentru că el a învățat în chirilică și el nu înțelege ce înseamnă clauză, nu înțelege ce înseamnă penalitate. Ar trebui să simplificăm toată treaba asta. Noi trebuie să o aducem la cunoștință societății. Astfel noi vom educa societatea și vom crește o societate nouă. Uite, cu niște educații. Irina, dacă școala n-a fost reformată în ultimii 30 de ani din temelie, așa încât să nu învețe fleacuri, noi nu putem schimba nimic. În discuția asta sau Hyde Park-ul nu poate schimba. Lasă-mă să vorbesc, te rog. Am pornit o idee. Tu mă întrerup la jumătate de cuvânt ca să mai spui ce crezi tu. Eu doar zic ideea și mă opresc. Deci școala n-a fost reformată radical, așa încât oamenii să facă diferența între ce e alb, ce e negru, ce prevede legea și ce pot face și ce nu pot face. Iar noi ca grup civic, neformal, fără fonduri, da, și fără, cum să zic, să trăim toți 30 de membri de Hyde Park din anumite granturi ca să promovăm ceea ce spui tu, ar fi o soluție. Numai că noi deocamdată nu mergem formula asta. Noi nu avem bani cât să ne întreținem din asociația Hyde Park. Fiecare și are jobul lui, fiecare are viața lui. Prin urmare, proiectul ăsta aproape că putem spune că el pică. Altceva e ce putem noi face prin viu exemplu. Dacă 30 de membri Hyde Park și simpatizanții noștri și cei care au învățat în echipele Hyde Park, sunt sute de tineri, peste 500 de tineri care au învățat la Școala Curajului, să țină camera în mână, să se exprime prin video, prin text, prin proteste, da? Deci dacă oamenii ăștia ar da viu exemplu, da? Cum să apere un drept, ce ai voie să filmezi, ce n-ai voie să filmezi, cum poți merge până în pânzile albe ca acel drept să fie respectat de societate, de autoritate. Cred că cu asta educi mult mai bine. Deci noi pornim la niște realități. Școala n-a fost reformată, oamenii au în cap foarte multe chestii vagi pe care nici ei nu le înțeleg și nu întâmplător când se duc din Moldova în Occident, acolo trebuie să o iai de la capăt, trebuie să se apuce să mai facă o specialitate acolo, pentru că școlile și universitățile din Moldova foarte rar se întâmplă să te ajute imediat să-ți găsești pe felia ta o activitate. Eu chiar mă gândesc că spiritul civic se învață prin bun exemplu pe care poți să-l oferi membrii și simpatizanții Hyde Park. Deci eu sunt adept pe teoria asta. Și, bun, să admitem varianta ta, eu sunt de opinia că noi nu putem să ne implicăm să schimbăm o mașinărie care nu depinde de noi, sistemul, și revin iarăși la faptul, tu te-ai apucat de ceea ce noi nu putem să schimbăm. Dar oamenii care se duc în Occident și învață lucruri noi, ei nu învață neapărat din școli, ei învață din societate, iar noi facem parte din societate. La ce bun atunci să mai existe o astfel de asociație care nu oferă oamenilor niște lucruri, niște instrumente, niște idei foarte clare despre... Nu, dăm voie, te rog, acum nu mă întrerupi, te rog frumos, acum, Gena, bun? Întrebam de cât timp ești în Hyde Park. Nu este relevantă întrebarea aceasta și dacă vrei să mă discriminez și cumva să încep să mă intimidez prin întrebarea asta, ceea ce eu simt lucrul ăsta, asta nu este cazul și să ne certăm acum în spațiu public. Deci, felul este următor. Eu acum nu vreau să impun, eu doar mi-am expus opinia și nu neapărat să o contrazici sau să pui contraatac opinia mea, da? Deci ce vreau să zic, că una dintre soluții, nu că soluții, dar de una dintre ramuri pe care noi am putea să o ducem în continuare este ceea ce voi ați făcut, Școala Curajului. Este o idee extraordinară și respectiv eu cred că multă lume ar avea de învățat pe viitor cum să-și gestioneze instrumentele și puterea vocii pe care o are și pe care ea poate să-și manifeste. Pentru că unul la mână,
Noi nu știm toate persoanele și toți membrii pe care au fost la Școala Curajului, toți care, pe care i-ați învățat voi. Acum vedem o mulțime de influencer pe TikTok, pe Instagram, cărora nu li lene să-și expună oricare prostie. Și nu neapărat o secvență de video care a devenit virală, e neapărat opinia societății și nu neapărat asta este cea mai o corectă opinie, pentru că de obicei un video cu niște chestii foarte discriminatorii, sexiste, homofobe, poate să devină virală și ea poate să fie împărtășită de toată lumea. Asta și poate să vină cu susținere într-un stat ca nostru homofob, se va găsi 70% care va susține această poziție. Noi nu putem să mizăm pe faptul... Dar noi putem să reacționăm. Putem să denunțăm la Facebook acel clip, putem să-l denunțăm la CNCD sau Consiliul pentru Discriminare din Moldova, dacă e o persoană publică, dacă e o instituție care incită la ură, la discriminare. Și să impunem respectarea legii. Am fost de nenumărate ori în fața Consiliului pentru Nediscriminare, am sesizat și aici CNA, Consiliul Audiovizualului și CNCD pe cazuri de discriminare. Astea sunt variante ca să reacționăm, dar nu sunt de acord cu voi când ziceți că nu putem să ne implicăm și să influențăm. Am făcut proiecte și în școli, am fost lăsați în Republica Moldova. Am influențat și felul cum se votau legile în Parlament. A recunoscut chiar Marian Lupu, speaker al Parlamentului Comunist în al doilea mandat. A enumerat Hyde Park printre ONG-urile care au contribuit la îmbunătățirea proiectelor de legi. Deci dacă vrei, dacă insiști, dacă o faci cumva deștept, insistent, reușești. S-a schimbat legea despre meeting-uri, despre întruniri în Republica Moldova, se vor schimba practicile autorităților locale și ale polițiștilor și ale judecătorilor și aici în Republica Moldova, în România, datorită dosarelor noastre la CEDO. Da? Chiar azi mi-a făcut justiția româneză un cadou de ziua Hyde Park-ului și m-a chemat la judecătoria sector 1 pentru unul dintre incidentele de la Gara de Nord. Dacă urmăriți, eu de un an jumate interacționez cu refugiații și cu refugiatele, da. Și cu polițiștii și cu paznicii de acolo. Și iată, pentru unul dintre incidentele de anul trecut, azi a fost prima înfățișare într-un dosar și următoarea ședință va fi în septembrie. Deci se poate pe calea asta, cu judecată, cu protest, inclusiv la CEDO, se pot influența lucruri chiar și în state conservatoare cum e România, în sisteme foarte complicate. Prin hotărârile CEDO, noi am influențat și jurisprudența la nivel continental, european, pentru că jurisprudența CEDO se aplică pe tot continentul european, în toate țările europene, cu excepția Belarus și Federația Rusă. Una a fost exclusă de mult, acum 20 de ani, alta a fost exclusă recent din sistemul drepturilor omului, dar în afară de Rusia și Belarus, inclusiv în Turcia, se aplică legislația și deciziile CEDO și orice turc, orice persoană, chiar apatridă din Turcia, din Azerbaijan, din Portugalia, din Irlanda, dacă îi se calcă drepturile, poate invoca și se întâmplă foarte des să fie invocate cazurile Brega sau Hyde Park contra Republicii Moldova, degrabă vor fi și dosare Brega contra României pentru libertate de exprimare sau alte drepturi fundamentale încălcate și constatate printr-o decizie a înaltei curți de la Strasburg. Bravo! Deci ideea mea a fost spre susținerea ceea ce voi ați făcut chiar și în școli. Da, deci educația, să nu ne oprim și să punem o poziție pasivă în a educa societatea doar din perspectiva să-i dăm libertate omului, el să aleagă. Deci eu cred că, adică una dintre opțiuni, putem să continuăm această implementare și aducerea cunoștinților, ceea ce voi ați făcut până acum. Și eu cred că asta este o idee foarte bună. Step by step schimbăm ceva. Vorbim de mai mult de o oră, s-au încins spiritele, dar deocamdată al șaselea loc disponibil la această tribună e liber. Valeriu Gușan n-a mai revenit, îl rog dacă poate, măcar cu microfon, poate s-a supărat că am zis de cameră. Noi acceptăm și doar cu microfon. Iată, ați văzut și Cristian Marin mai devreme și-a închis camera și Ghenadi a închis mai devreme camera. Se acceptă și doar cu microfonul.
fără microfon și fără cameră vă puteți exprima, iată, ca Tamara Rotaru sau Victoria Spinei, alte două colegi ale noastre, cu comentarii pe acest video pe pagina noastră de Facebook și comentariul vostru poate fi afișat pe pagină. Sau puteți să vă exprimați după aceea în comentarii, dacă nu sunteți acum în direct cu noi la ora 21:25, ora Bucureștiului, a Chișinăului, a Tighinei, a Ploieștilor, pentru că acolo unde e David în Turcia și acolo unde e Ghenadi în Islanda, probabil sunt alte ore. What time do you have, David, there? The same. It's 9:25? The same, yeah. Time? Yeah. Ah, și la David e aceeași oră ca în România. Ankara, Ankara has the same hour. Like you, correct. În Ploiești, da. Ankara are aceeași oră. Păi nu știi dacă el e la Ankara. A zis el că e la Ankara, David? No, he's in Antalya or somewhere. Antalya, in the Antalya. South. Ok. And you know, continentul ăla. Asia, Turkey has an important election on Sunday. Yeah, da, important. Turcia are alegeri importante. Să vedem dacă îl înlocuiește pe autoritarul Erdogan cu cineva nou, mai progresist, sau rămâne conservator. Să vedem, probabil nu doar de cetățenii care votează depinde. Ce părere aveți, așa, în loc de concluzie, ce părere aveți despre implicări politice ale grupurilor ca Hyde Park? Când eram ONG ne abțineam de implicări politice, de vreo 9 ani de când eu candidez independent sau cu diverse partide, mai facem uneori și parte unor membri. Atâta timp cât implicarea este echidistantă și nu să fie echidistantă implicarea politică, nu e în sens că promovăm mai multe partide. Nu, să păstrăm, promovăm partidul pe care ni-l dorim, dar să nu cădem în fanatism, cum am văzut în cazul de ieri de la Parlament, când ai văzut ce s-a întâmplat, s-a ajuns la bătăi, la lovire ale persoanelor politice, s-a intrat și cu gloanțe în Parlament, chiar dacă nu erau spre folosință, nu erau pentru a ucide, chiar dacă erau doar așa de bibelou, dar totuși sunt niște mișcări. Deci așa e implicarea politică. Cred că isterizarea celor de la AUR care au protestat ieri la Parlament vine pe fundalul sau ca efect al falsurilor care s-au distribuit și ar trebui să fim foarte atenți la falsuri, pentru că ultimul deceniu folosesc niște minciuni crase care antagonizează societatea, oamenii. Țineți minte, Dodon a ajuns la putere amenințând cu 50.000 de sirieni sau ce amenința el, că Maia Sandu o să aducă 300.000 de sirieni, ce zicea ea că o să aducă? 30.000 de sirieni, dar și Bolea sărea cu pumnii prin Parlament. Am impresia că l-au scris scenariul ăștia de la Quentin Tarantino sau cine, dacă cu gloanță toată în Parlament. Asta este foarte, foarte josnic, jalnic, da. De fapt. Da, dar ați văzut că a agresat politicieni și verbal și fizic pe fostul prim-ministru, pe alți politicieni, unul din minoritatea maghiară. Deci e un comportament periculos, dar care vine pe fundalul manipulării acelor oameni. I-au speriat cu un fals, cu o minciună, că se votează, se discută în Parlament un proiect de lege să le ia copiii, când de fapt acel proiect de lege era exact pentru prevenirea luării copiilor din familie. Cum face statul să susțină familiile vulnerabile care nu pot să-și întrețină copiii? Statul ce face activ ca să ajute acele familii, da, să nu rămână fără copii? Ei bine, ăștia au interpretat cum au vrut, au făcut niște sperietori și oamenii, dacă sunt proști și cred orice, au ieșit și au început să apere cu pieptul de aramă aici și problema de copii. Este,
și problema presei, că nu ai explicat în ce constă această decizie de lege, dar cred că și într-astfel de cazuri, iată, asociații precum Hyde Park sau alte asociații care sunt în România ar trebui să se implice pentru a aduce la cunoștință, iarăși vorbim despre educație și despre simplificarea informației și aducerea oamenilor la oameni la cunoștință în ce constă unele prevederi de lege, când să se atât, într-adevăr, focul izbucnește și spiritele se încingă, într-adevăr, asociația Hyde Park și altfel de asociații ar trebui, într-adevăr, să aducă o mică aport în educația societății, ca să le aducă la cunoștință. Să explici pe graiul omului, pe înțelesul lui. Exact. Că dacă explici academic, nu înțelege. Exact, nu toți înțeleg, dar manipulatorii de asta și au succes la poporul simplu, pentru că ei încearcă să manipuleze prin limbajul lor, de aia Dodon atât de populist avea susținere din partea majorității oamenilor care erau aici localnici. Ceea ce ține de implicare politică, eu nu cred că noi trebuie să ne implicăm și să fim de partea dreaptă sau partea stângă, să fim ferm doar pentru un partid. Eu cred că noi trebuie să în egală măsură și să lăudăm și să criticăm faptele și schimbările care se fac în țară, indiferent de partid, pentru că într-o societate democratică, partidul, hai să spunem așa, el, doctrinele se diferențiază, dar de fapt ele toate lucrează într-un mod cumva pentru societate, fie el că el este liberal sau fie că este popular sau fie că este democrat sau fie că este comunist. Dacă o lege de drept de stat se implementează de un partid comunist și această lege este doar în beneficiul poporului, eu cred că aici nu trebuie să denigrăm doar de atât că el este partidul comunist, dar dacă această lege într-adevăr aduce schimbări bune pentru societate, în mod normal noi ar trebui să zicem, băi, aici bravo. Și invers, dacă partidul care este acum favorizat, este la guvernare și face o gafă sau cunoaștem despre parlamentarul care s-a îmbogățit câteva milioane câte noapte plimbându-se cu trolebuzul, da, știu Oleg situația asta. Păi ideea e că noi nu trebuie să-l mângâiem pe cap doar de aia că el face parte din partidul PAS, pe care noi într-un fel sau altul susținem pentru alte promulgări, alte idei pro-europene pe care le are. Deci unii este cazul, trebuie să dăm peste nas indiferent de partid și unii este cazul să zicem, băi, aici bravo, nu contează ce culoare ești, atâta timp cât la oameni este bun. Dar nu în contextul că o furați de la oameni, nu. Deci ideea e că chiar e pentru oameni și este după legislație corect. Apropo de ce ziceai tu, Irina, uite un caz care a fost și la voi în Piața Maria Adunări Naționale, când pur și simplu a apărut tabloul lui Stalin acolo. Deci nu credeam că o să mai văd așa ceva. Apropo de cum zici tu că populația poate fi dusă, mutată cu diferite vorbe frumoase, de colo-colo încotro bat interesele politicienilor. Ei bine, eu am văzut filmarea lui Vasile Costiuc, pe tot am pomenit de el aici. Pur și simplu am rămas paf când am văzut dita mai tablou mare cu Stalin și era acolo bine mers, iar poliția strângea de numeri. Zicea că ce să facem noi, să găsim organizatorul, că depuneți o plângere, ceea ce a și făcut Vasile Costiuc, a depus plângere pe botul mașinii de poliție, adică exact a fost la loc. Dar oare unde era Vasile Costiuc? Oare unde era Costiuc când chiar Hyde Park participa la niște proteste unioniste la care venea Iacob Golovcă sau alți naționaliști cu lozinci Ion Antonescu, erou național? Și noi nu reacționam pentru că nu ne dădeam seama că nu știam mare lucru despre Ion Antonescu, că a fost un criminal de război, la fel de periculos pentru democrație, pentru drepturile omului, ca Iosif Visarionovici, Giugașvili și Stalin. Deci iată, îmi pun cenușă pe cap, nici eu n-am reacționat, am tolerat. Hyde Park a mărșăluit și alături de George Simion și de Iacob Golovcă. Iacob Golovcă a fost, se pare că și membru onorific odată al Hyde Parkului.
Deci iată file de istorie de care mi-a amintesc cu rușine și care n-aș vrea să se repete. Sau mesaje incitatoare la ură, mai ales împotriva rușilor, rușilor din Moldova, împotriva rușilor din Rusia, la emisiunea Hyde Park sau la microfonul liber, la proteste Hyde Park. E adevărat că am protestat de multe ori în fața ambasadei Rusie și alături de PPCD, dacă tot vorbim despre partide, sau alături de alte formațiuni politice. Mi-amintesc că chiar eram activ și implicat atunci când se formase comitetul cel contra federalizării, dacă țineți minte. Multe ONG-uri și partide au participat atunci, pentru că Voronin era pe cale să accepte planul COSAC, planul lui Putin de federalizare. Chiar Putin era în avion pentru că i-a promis Voronin că semnează planul acela și el venea spre Chișinău să servească la cină Republica Moldova federalizată. Dar după întâlnirea cu ambasadoarea americană, Voronin s-a răzgândit și Putin a aflat că nu va fi nicio semnare și atunci a făcut cale întoarsă și de atunci e supărat pe Voronin, l-a preferat pe Dodon. Și acum e supărat și pe voi că pe Maia Sandu n-a felicitat-o cu ziua victoriei. Am din CSI, cu excepția Maiei Sandu. Asta e ca un compliment, cum ar veni de la Putin. Da, ca o recunoaștere a parcursului european. Dacă vreți, propun să închidem aici. Poate vreo urare, vreo un mesaj de final, a conclusion, someone, please, if not, we can... Dar să-l întrebăm, David, care este situația cu persoanele care au suferit în urma tragediei, catastrofii care s-a întâmplat în Turcia, ce se aude cu oamenii cei care au suferit? Știu că foarte câteva milioane de persoane care au din zona seismică au fost amplasate în centre de plasament temporar în Antalya și foarte multe școli au fost închise din cauza că refugiații, adică, mă rog, nu refugiații, dar persoanele, jertfele acelui cutremur au fost amplasate în școli. Da, deci au fost amplasate în școli, școlile au fost închise. Care este situația la moment acum? Dar, Irina, asta e un subiect de discuție pentru altă emisiune. Da, nu are legătură directă cu Hyde Park-ul, dar dacă e curioasă Irina și dacă a înțeles David, poate să ne răspundă. Dacă nu, poate să zică o concluzie. Concluzie despre Hyde Park. Eu mă gândeam la implicarea în politică a membrilor Hyde Park sau a simpatizanților sau a celor care cândva au făcut parte din echipele noastre, fie la Școala Curajului, fie la alte proiecte, că fiecare o face pe barba lui. Da? Dacă Vasile Costuc și dacă Aur au luat o razna, ei o fac pe barba lor. Nicăieri n-ar trebui Hyde Park să fie pomenit ca fiind parte din activismul lor. În același timp, oamenii de bună intenție din Hyde Park, dacă participă la viața publică, până la urmă, dreptul la liberă exprimare e un drept politic fundamental, e un drept esențial. Exprimare prin imagini, prin fotografii, prin text, prin petiții, prin proteste, dar tot exprimare rămâne. De asta zic că dacă e un drept politic esențial, ar fi cumva benefic ca Hyde Parkiștii care s-au manifestat pe baricade să participe la luarea deciziilor, să se implice în treburile publice așa încât în Moldova și legislația să fie adaptată și școlile să primească o programă școlară normală și copiii să aibă parte de educație, așa încât să nu mai fie nevoie de Hyde Park. Deci Hyde Parkiștii care participă acum, cunosc lume care deja s-a detașat de mișcarea Hyde Park sau de activismul de la Curaj TV și acum fac parte din diferite structuri de stat și se implică acolo și se comportă altfel decât o făceau funcționarii de până acum. Asta mi se pare esențial. O clasă nouă politică, inclusiv din rândurile celor care cândva au protestat în stradă, e o șansă pentru Moldova. Pentru că nu putem aștepta altcineva să se implice, altcineva să facă politică, altcineva să meargă în alegeri, decât tot oamenii corecți, pe cei să-i susținem și să-i încurajăm. Mulțumesc tuturor pentru participare, pentru implicare. Sper să mai avem ocazii să vorbim despre Hyde Park, eventual la un nou aniversare, la vreun jubileu.
Consider că pentru aniversarea de 20 de ani de la fondare de azi e suficient. Am trecut în revistă și istoricul Hyde Park, și succese și rateuri. Am creionat și o perspectivă de viitor a proiectului, a grupului nostru. Așa că ar trebui să fim modești, să păstrăm la o oră și ceva această discuție. Eventual să afișăm ultimul comentariu care zice despre noi. Și iată, ne vorbește cineva despre care aud prima dată și care pare un comentariu de laudă, cum ar veni. Atât a fost. Este vorba de colega noastră de la Radio Enigma România, Cosmina Cosmen, o fată din Sebeș care a auzit de Curaj TV și de Hyde Park de la mine, așa că așa se explică acel mesaj. Acum mulțumim foarte mult. Și lauri pentru asta. Mulțumim foarte mult. Seară bună, la revedere. Seară bună tuturor, la revedere. Seară bună tuturor, la revedere. La revedere. Happy birthday, Hyde Park. Numai bine.